Deși în cazul Zodiei Taur se poate da atenție, cunoașterii aprofundate, spirituale, cunoașterii de sine, călătoriilor lungi, există o bază pe comunicare, pe relații, relații care sunt ancorate într-o zonă extrem de practică, se reduce la maxim exteriorizarea sentimentelor, se preferă relațiile stabile, cele care sunt ancorate într-un scop bine definit. Este posibil să existe preocupări pentru o călătorie mai lungă sau legate cursuri aprofundate. Se poate acționa iarăși pentru a vă arăta spiritul de independență uh, pentru a experimenta ceva în plan social relațiile sunt uh, mai degrabă ancorate într-o sferă romantică originală, deschidere către prietenie, luna nouă din data de 1 februarie din vărsător, vă dă șansa uh, unui început uh, pentru această zodie există Acest început într-o casă în care aveți cariera, inițiativa socială, aici puteți să aveți unele satisfacții sau să urmăriți să le obțineți. Valorificarea de asemenea trigonului Venus-Uranus aducem prin plan cunoașterea, călătoriile, personalitatea prin triunghiul minor Venus-Uranus-Jupiter cu planeta focar Jupiter din pești. E fla, planeta, de fapt, focar e cea care, de fapt, dă soluția acestor, acestei configurații astrale în ceea ce vă privește. Este o casă unde aveți relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociațiile profesionale. Și aici valorificarea în această zonă unde aveți prieteni, protectori și asociații profesionale, se face prin emoții, prin uh, compasiune, prin înțelegea față de cei apropiați, uh, prin uh, sentimente nobile. Este posibil la un curs sau într-o călătorie să se lege prietenii, să se găsească un protector sau uh, să arătați uh, să descoperiți până la urmă echilibrul, creativitatea Relațiile de familie sunt marcate de fidelitate, în general cu astfel de aspectare astrală. În plan personal este căutată siguranța materială, se dă importanță mai mare resurselor. Libertatea este până la urmă un scop pentru cei din zodia Taur și este căutat o eliberare de tot ceea ce înseamnă material, este descoperită zona spirituală, iar în perioada 1-2 februarie, în zona de carieră, se pot resimți oarecum niște frustrări, poate și o dorință de schimbare, poate că dați mai multă importanță unor aspecte mai puțin raționale și apare poate o amplificare a impulsivității. Sunt posibile, oricum, cu această aspectare, răsturnări de situații, ceva mai mult decât în plan individual, ele pot fi și în societate, lucruri care țin de impunerea unor principii morale, religioase, de asemenea, relațiile de familie pot fi ceva mai frustrante în perioada de început a acestei săptămâni. Între 1 și 12 februarie, în zona călătoriilor, a studiilor personale, sunt momente favorabile pentru acțiune, pentru a vă arăta dorința de libertate, pentru a experimenta în plan social. Relații romantice, originale, deschidere către prietenie. Între 4, de asemenea, și 10 februarie există o Aspecte astrale care ne vorbesc de originalitate, de independență, de posibilitatea de a acționa rapid și cu efect, de a de asemenea, relațiile de familie pot fi romantice, pasionale. În această perioadă se pot regăsi relații cu prieteni, cu protectori, cu asociații uh, profesionale. Uh, se poate remarca sau puteți să vă afirmați autoritatea, uh, spiritul de expansiune, nonconformismul, creativitatea.